Hai că mi-am luat și o cafeluță de la Starbucks, pentru că, da, chiar dacă nu ne plătește nimeni să le face reclamă, și că nu duc foarte bine. De ce? Pentru că au prețuri mari care i-au speriat pe americani. Bine, americanii nu prea știu ei cum e cu cafeaua, dar știu bine cum e cu scumpirile, pentru că prețurile la Starbucks au explodat și au speriat clienții. Care clienți, fie că sunt ei americani sau din altă parte, se confruntă peste tot cu efectele inflației, care a ajuns să fie un ingredient nedorit din cafelele Starbucks. Vânzările companiei au scăzut cu 1,8% de la începutul anului, la nivel global. Iar în state, piața cea mai mare pentru cafelele Starbucks, vânzările au scăzut cu 3%. Vină clienții, băi! Ei, dar problema nu e doar de ordin financiar, ci și politic. Pentru că pe lângă niște spumă de lapte și o leacă de inflație, au pus și niște politică legată de războiul în plină desfășurare dintre Palestina și Israel. Lucru cu care clienții nu prea vor să aibă de-a face, cum nu vor să aibă de-a face cu niște prețuri exagerate când își cumpără la pachet o cafea într-un pahar de carton sau de plastic.